Salut și bine te-am regăsit la un nou episod de Farming Simulator 17-19 aici pe o hartă nouă alături de Răzvan. De Răzvan, mă rog, Palina Leo. Care a făcut aici o întreagă... Un întreg îmbuteaj de mașini. În afară de tipul ăsta Volkswagen a venit și acest Volvo. Man. Volvo. Pe ei ia-l după faruri. Cred că Volvo. Volo. Volo. Gata. E Volo. Bun. Harta se numește... Așa? O găsiți. Uite și e. Zwesternhof. Așa. Bun. Aici pe progrese mari. Atât se este harta. Se este foarte detaliată. Ea, într-adevăr. Avem o gamă nouă de moduri, plus un Dacia Duster care nu se merită din niciun fel. Dacă vreți, hai că îl închiriez, 300 de dolari. Nu e chiar cine știe ce. Așa, am băgat mai multe, ați văzut acolo un ATV-ul. Acesta este ATV-ul, eu am volanul și de aceea nu vedeți facecam. Asta se merită, are 75 de cai putere, are cârlic în spate, chiar. Hai să vă prezint baza. Este puțin tel mult mai diferită. Dacă vreți să vedeți, toate garajele de pe această hartă sunt făcute drept mod. Ia copită. Bun. Nu se deschide ușa asta, nu. În schimb, ușa asta se deschide. Aici le pui de mâncare la porci, la porcuri. Și aici vii și cumperi porcuri. Bun. Aici în spate avem de găini. Chiar n-am fost la găini. Ia, bă, fii atent! Să vii la găini! Bă, ce șmecher! Dar de unde cumpăr găini? De aici. De la centrul ăsta de curent cumpăr găini. De la electric ați cumpăr găini. Uite. Dar nu poți să intri. Hai. Sau încercam amândoi. What? Unde ai dispărut? Aparent dacă apăs click mă dă în altă mașină. Ok. Stai, ce? Știu și eu. Da, nu ți să deschideți garajele. Bun. Acest internațional KCH îl găsiți tot așa la moduri. Ăsta e chestia, mă. De-aia nu-i glăgios. Și celălalt internațional unde e? Că am băgat două internaționaluri, ca să știți și voi. E la medium? Nu, la medium e... Să nu zici că e la height. Nu. La medium e Lamborghini. În fine. Găsesc și acest Ursus care costă o mulțime de bani și acest internațional care costă o mulțime de bani. Dar faptul interesant la acest internațional este pentru că consumă cel mai puțin din țară. Are motorină infinită. Este bine. Sau rău, nu știu. Acum depinde. Bă, da. Eu observ, sau tractorul ăsta e singurul, dacă apeși puțin pe pedală, pleacă. La celelalte nu e așa. Să m-am învățat eu cu ATV-ul. Tu te chinui cu setările astea? Cred că am reușit. Ai. Am luat acest... Sigur. Da, e reset. La... Adevărat. Am luat acest KCH Pro de 261 de cai. Sau 60. N-ai pus remorcă cum vrem. No, bine. Și acesta este Dacia Duster 1.5 DCI. Hai să dăm o tură de parc. Atâta se mișcă volanul, atâta este maximul la volan. Este o mașină de racing, adică te rog frumos. Nu trebuie să-i să miște volanul prea mult. Uitați ce mașină de racing avem noi aici în curte. Îi dă NFS-uri.
parcă văd că îmi carapă acum jocul. E bine, am prins uta. Măcar frânelele are bune. Hai să, hai să o dăm înapoi, pentru că n-avem nevoie de ea never ever. Bun. Hai să luăm combina și să ne ducem la terenul 13 sau care ai zis că e cu soia? Ce? Teren cu soia, care ai fost zis că e? 7. 7. Ok. Puteți să iei mă ușor pe partea asta. Egal. Ok. Bun. Ne ducem cu viteza mielcului, stăm pe loc, bătând în soare. Wow, fii atent! N-avem voie să ne ducem în față pentru că este gard. Să mor tu. Semnul ăsta e pus invers. Da, da, da. Dar aici pătrești pe cei? Poți să recoltezi și cu aia ce ai tu. Da? E greu, ceva de gen frumos. Ah, exact. Greu sau barle. Chiar, avem văcuți, avem, dar toate putem să ne băgăm în iar... Ce om, bă? Uite-te la el! Ce asta mânca ceas? De ce, nu vrea să... What? O-at, o-at. Ce înseamnă o-at? Ce? Bă, oatu, să dă bine față de alelalte. Nice. Ia dă un boost. Ai tat. Hai, dai la lucrător automat. Ia stai așa. Stai așa să fac o poză. Tu. Gata. zici că ne băgăm în iarbă, bă. Tractoare două avem. Mai cumpărăm un tractor? Da, cam dat în. Ok. Deci, cositoare. Cumpărăm una mică sau două mari? Una, și că una mică sau două mari. No, una mică sau una male? Ia una male. Una male? Bun, intruderul ăsta. Baloții pătrații. Mi s-a luat de rotunzii. Așa. Câți bani mai avem? Mă, mult de-o grămadă. A, nu, m-am uitat la o chestie. A, nu pot. Știi ce vrei să faci, nu? A. Să-mi mai împrumă niște bani. Dar nu merge. Aaa, știi ce tractor am uitat eu să cumpăr? Nu. Cel mai esențial pentru o hartă de genul ăsta. Stai așa să-l mișlien. Să-l modific. Ok. Gata. Cel mai potrivit tractoraș. Na. Am auzit eu motorul ăla. Pare cunoscut, ai? Tai, 5-1. What? Where? Dați-l pe ăla, la o parte.
Ia, ăsta micu, du-te, dita-i balotera. Du-ce, mă, cum să nu ducă? El să nu ducă. Acum, dita-i turbo, ce bagă el. Du-te la mine, pe unde am luat. E bine, tot acolo trebuie să ajungi. Da, e în gard. Vine să te ajut? Da, n-ai cum. Ok. Dar ce-a pus gard? Da, pe aici ai drum? Da, bă, pe aici ai drum. Ce șmecher. Wow. Bă, dar e ceva de coasă aici? Să nu-mi zici că asta e tină. Nu e tină. Era harta perfectă. Bă, ce vorbești? Mă mai chinuia să te scot aici. O resetezi? Nu. Bine. Zici că poate ies și eu ca un om mai puțin civilizat, dar văd că nu se poate. Chiar? Balotăm, facem balos după aia? Da. Ai. Ne trebuie și întorcătoare ca să... Pam. Param, pe cea mai mare. Pam. Gata. Ue, ce mulți bani avem, ue. Dar chiar, n-avem ceva în siluz. Da, e plin. Se rupe da. Se rupe fâșul. Da, dar avem siluz. Bă, poate asta are... Se face tine când plouă. Bă, nu m-ar mira. Nu m-ar mira deloc. Garaj. Aici, să vedem dacă avem vreun... Vreun. N-avem siluet. Mai... Las, are loc aici. Mi-e interesant, mă să duc acasă. Bun. Dar garajul ăsta e în joc. Fără mod. What? Unde ai lăsat aia? Ce? Mi s-a dus ciung de față, mă întrebam de ce. Dar chiar, aia de făcut și trebuie aici. Că nu mergem pe fiecare șir în parte, nu? Sau vezi că e un cauciuc și ceva aici aruncat. Stai că vin. Că și așa trebuie să mă duc spre magazin. Dar îmi place turația la tractorul ăsta. Dar la 20, 40. Unde? Uite, nu, la apă, bă, sunt de apă. Da, bă, să nu zici că pe aici e un drum să te... Da, e drum să te duci cu tractorul pe aici. Cine a terminat ce a terminat? Ai apăsat UH pe ăla? Nu. Bă, poate că da, nu știu. Bă, încerc să văd niște butoane aici. 4. Eu nu știu cum să-ți explic. La alea 4. Știu că e 1, 2, 3, 4. Nu mă. Eu dă-n dreapta. Hăl dă-n dreapta. 4. Ca să nu vă prindeți, noi cred că la formă avem volanele la fel, cred. La formă, nu? Da, la formă e cam la fel.
Da, și numai formele de pe butoane sunt diferite. Eu am cifre, el are forme geometrice. Și în joc îi arată după numere. Și mie mi arată pe controller. Am numere pe el? Da, am numere. Și în Assassin's Creed îmi zice pe... de asta, pe figurine. Și trebuie să stau să descifrez ce, cum, care, cum e. În Assassin's Creed sau nu mai știu în care joc? Cred că în Assassin's Creed. Dar care ai... care ai butonul de dăpui muncitor? El tot spamez după acolo. A, ăla de dreapta. De la alea, 1, 2, 3, 4, în dreapta. Eu nu am... de asta de... dat. Nu mă, unde stai? Cu mâinile? Da, 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 dar remorca asta nu poți să dai pe pilot automat. Na bine. Acab o să iei pe mine. Mă, o să iei pe tine? M-ai mutat un pic. Aha. N-am băgat de seamă. Și cam asta facem noi acum la început. Pam, 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 pam. Și vom juca și pe cealaltă hartă când ne vine cheful. Răbdarea. Să facem o groază de mâncare pentru vaci. Dincolo. Așa. Hai, 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 poc, 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 poc. Merg direct cu remorca la vânzut, nu? La vândut. Uh-huh. Că dacă aveam silos, băgam în silos și când prindeam o ofertă de aia blană. Dacă ți mai angajezi și dai afară. Opa. Aoleu, Gucci. Las, tău la tastatură până mai învăța. Păi comenzile astea, H-ul și astea le iau după tastatură. Mi-e mai ușor. Aoleu, Gucci. Bun. Tam 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 tam. Tarararam. Ia să mergem și cu ăsta. Să luăm. Interesant are tractorul ăsta. Are. Are internaționalul. Când are combustibil. Nu știu de ce, dar... Hmm. Egal. Câte sutim mai aveam până la tine? Dar eu clansonesc că nu s-aude? N-aud. Asta nu are clanson, mânca ceas. Da, bă. Asta deci, n-are clanson. Eu apăs pe 0 și pe 5-1 după volan și n-are clanson. Oh. Hai, mă, leu, cu. Oare fi adânc apa asta? Ce zici? Apa asta fi adâncă? Nu. No. Încă te-am văzut eu nu e adâncă. Oare? Să nu-mi zici că pot și cu... cu ATV o să mă duc cu asta de... cu întorcătoarea. A, dacă merge cu ATV-ul, știi cum întorc chiar pe aia? Uleu, urgent. Merge! Bă, dar stai tâmpit. Zice că n-am acces la... Deci unde sunt și zice că n-am acces la bucata asta. Păi aia n-am cumpărat-o, stai așa. Să văd cât costă. Atunci de ce e cu verde? Păi astea de iarbă sunt cu verde. E 41.000. E 41.000, nu pot să o cumpăr. Lasă-mi pace. Da, mașiniștilor! Băga mea și...
Mă clansonez, ei. Ți-a cumpărat, mă, ta drum, ei. Și tu, ei. A, da, și încă o chestie ce am mai băgat noi este un caz. Nu-l cumpăr acum pentru că nu avem nevoie și nu ne permitem. Ne permitem, dar rămânem fără bani. Stai să vi-l arăt, este un tir. Fain frumos. Acesta și el arată cam așa. Își face treaba, merge bine. Înăuntru nu este cine știe ce modelat, dar e bine și zisă Răzvan, din fundul șurii. Sărăcie. Nu, din fundul locului. Sărăcie. Cosim, dă vă 2-3 ore, nu? Mi-e egal. Iarba mare. Cosim, dă vă 2-3 ore. Poate după banii, după grâne, putem să cumpărăm și parcela aia. Dă încercai tu să o cosești. Oare? Ia, că terenurile de sus merg unite. 7 și cu 8. Cred. Dar oare de ce n-am mai băgat aia de făcut șire de 15, aia mare? Nu știu. Că era blanaua aia. Foarte. Dar nici la moduri nu m-am uitat, știi? Ar fi fain să fie și o grebă mai mare. Eh. Bă, dacă nu se mai golește combina dacă nu ești în ea. Da, curând se pare. Aveți, no, bine. Asta are un stingător, văd că acolo sus, o canistră de ceva. Sus păi poate să-ți ia foc combina. De? Da, e foarte. Eu știu că a fost arsă la 1 un case, o combina case. Mare? A, dacă spun planurile lui Dan, ce vrea să-și cumpere? Vrea să-și cumpere combina cu lamă de vreo 3 metri, să facă siluz. Da. De la, și știe cât e o combina? Eh. Parcă ne-a fost zis, dar nu mai știu. La mâna 5. Cred că. Să știe cât ia barnare să repare dacă e stricată. Florine, hai până la mine. Să uita amândoi, cred că. Bă, ce viteză baga TV-ul, bă! A, da, tu ai văzut ce... Tu ai văzut ce clansonare. Dar la... aia. Aha. Noroc cu gardul la porci. Că aveam viteză prea mare. Da, asta e șură aici? Zici că e o șură de aia veche, veche. Aici în fundul curții. Garaj. Și mai e încă unul și acolo. Ia, putem uni terenurile? Da, putem să unim cu lejer terenurile. Și pe ăla cu porumb.
Iar, în pădure. N-am fost pe harta asta să văd cum e. Mai facem pe pădurare cum am făcut atunci cu tirurile. Dar oricum să plătea bine de tot. Ce semne asta? Aha, bine. Și pe aici e în pădure și pe acolo pe lângă pădure. Aha. Ciustă. A, da, din pădurea asta să tot tai lemne. Ca lumea? E, și ai și spațiu unde să te întorci cu tractorul. Cred că în bolțile alea se face când vine ploaia. Baltă, ce fain ar fi. Și când vine ploaia? Când ploaia s-ar opri? Nu știu. Aaaa! Vrei să spun o tragedie? O plouă deloc. Nu de asta. S-a uscat cucuruzul. Bagă lumăs. Mă duc să vând la mamă. Ne facem cu banii, ne facem cu banii. La 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 la. No, bine că căruța asta nu se mută. Aia are rost de lemn și de-aia. S-a abolit rolmența. Aha. Haoleu, haoleu! La parte! Sunt eu! Haoleu! Dă-te! Mamă, ce l-am ocolit pe ăsta! Opr! Rampă? Spre Dumnezeu? Ia! Aha! Ce șmecher. Ia să-mi prind o leacă de viteză. Ai. Da, ambalează-te. Așa. Pă ce termin cu coasa să vii să te dai pe blama de la combină cu ATV-ul. Jucare la coc. Corect. Așa, în jocul drumului. Să opresc traficul. Așa. Dar ia, ce număr de matriculare are asta? Canam. Canam, da. E o canare. Oricum, mă disperă ăsta cu oprirea lui și cu virarea lui. Ia. Țint. Ia, biserică. Cu suta! Uhu, ce sare! Bă, ce șmecher e. La Maia nu mai vând. Da, că de acolo prinde 100. 120. Ia, mă dau de aici. De lângă gard. Hai da! De ce am senzația că episodul ăsta a ajuns la 40 de minute? Am călcat-o pe aia pe chicioare. Atât! Am depășit magazinul! M-am dus mai departe de magazin. Ăla-i tată! Bun. Și cam aici oprește și distracția noastră pe Farming Simulator 19 alături de Lăjvan. Iar noi cu siguranță ne auzim data viitoare pe această hartă. Ba-ba. Salut.